Se lucrează intens la infrastructura rutieră în județul Mehedinți. Continuă asfaltarea drumului județean 670 de la Malovăț către localitatea Marga. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, oamenii având nevoie de această investiție pentru a putea beneficia de condiții optime de trafic. Miros de asfalt proaspăt pe DJ670. În aceste zile se continuă asfaltarea pe drumul ce leagă localitatea Malovăț de Marga. De altfel, a început și turnarea rigolelor și acceselor către proprietăți. Din bun. Ce în ce e mai bun. Da. Mai bine. Înainte abia se putea circula pe acest drum. Era foarte rău, rău, rău. Am schimbat de 3 ori buchi. Acum e bun. Eu sunt navetist, fac naveta continuu. Deci chiar aveați nevoie de așa ceva. Da, da, da. Foarte bun. În comparație cum era înainte? Da, că dar n-a fost niciodată modernizat. Abia se putea circula. Da, se putea, se putea. Acum puteți circula mult mai rapid. Da, da. Cum vi se pare acest drum? E bun, e bun. E, față de ce a fost, e super drum. E bun. Cred că se continuă în continuare, că văd că nu-i gata încă, dar e bun, e bine, e bine. Mai ales că dumneavoastră, observ, lucrați cu transport copii și atunci înseamnă că circulația... Ce a fost înainte nu se compară, da, da. Această investiție a fost realizată datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul timpului a dat dovadă de implicare în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier în județul nostru. Acesta a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Lucrările la DJ670 continuă. S-a turnat asfalt pe o distanță de 6 km între Malovăț, intersecția cu Bârda, și pe alți 6 km de la Marga spre Bâlvănești. De asemenea, au început reparațiile și se pregătește un nou eșantion de asfalt către Bâlvănești. Reabilitarea DJ670, 21,350 de km cuprinși între Malovăț, DN67, Bobaița, Bâlvănești, Godeanu, Marga, este un proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene, a scris președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu pe pagina sa de Facebook. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, astfel încât Mehedințiul este un șantier în lucru.